Politehnica Timișoara a învins în returul semifinalei cu CSC Ghiroda și Giarma Tavi, scor 1-0, dar gazdele galben-albastre vor juca finala pentru un loc în Liga 2, grație victoriei din tur cu 2-0. Alb violeții și-au asaltat din primul minut adversarii, dar totul s-a destrămat după lovitura de pedeapsă irosită din partea secundă. Determinarea băieților echipați în negru a dat roade în minutul 39, când Istratia a profitat de o eroare a lui Stupu și a scăpat spre careu și a șutat cu sete pe suportar. Ghiroda a preferat să comprime timpul din prima parte, și a avut după gol primele incursiuni mai serioase. Repriza secundă a adus însă și altă poveste. În minutul 58, Curescu a obținut un penalti acordat de Dragoș Lunca, arbitru din Cluj. Pe final, Poli cu schimbări făcute târziu și mai puține, nu a mai avut forța să fie periculoasă. Mai mult Ghirod a putea închide ospitalitățile pe contraatac în prelungiri. Nu a făcut-o și după doar 5 minute suplimentare, puțină raportat la întreruperi, a venit fluierul izbăvitor pentru anfitrioni. Aceștia vor înfrunta peste o săptămână Bihorul. Polibate pasul pe loc, dar remarcabil gestul. Fanilor de la final, când văzând ardoarea cu care au jucat tinerii favoriți, au intrat pe teren pentru a-i îmbărbăta.